După ce o localitate de la nivelul județului Mehedinți a fost carantinată, iar altele 5 sunt în scenariul roșu, numărul cazurilor de COVID-19 continuă să crească. De la ultima raportare, alți 55 de mehedințeni au fost confirmați pozitiv. 6.868 de mehedințeni au fost infectați cu SARS-CoV-2 de la începutul pandemiei și până în prezent. În ultimele săptămâni, în Mehedinți s-a înregistrat o creștere îngrijorătoare a numărului de cazuri. Doar în ultimele 24 de ore, 55 de persoane au fost confirmate pozitiv. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 914 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 172 persoane sunt internate în spitalele suport COVID din județ. 465 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. În ultimele 24 de ore în județul Mehedinți au fost înregistrate 55 de cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 1,88. Rata incidenței cumulative COVID-19 în județul Mehedinți se apropie de 2 la 1000 de locuitori. Totodată, 20 de localități au depășit deja rata de infectare de 1,5. Vânători, Godeanu, Ilovița și Voloiac sunt cele mai afectate.